Salutare! Astăzi vom vorbi despre un subiect mai special, un subiect care poate unii dintre voi v-ați gândit la el. Uitați, în acest videoclip vă voi arăta, vă voi spune planurile de vară de pe acest an. Unde vom călători vara aceasta? Acum în iunie ați văzut că au fost multe evenimente care s-au întâmplat la CFR, printre care și începerea sezonului estival Trenurile Soarelui 2022. Am filmat și eu 3 trenuri ale soarelui, sau 4, mai știu sigur. Țin minte că am filmat trenul Interregio 1912, Sibiu-Mangalia. Alte trei trenuri pe care le-am filmat au fost trenul Interregio 1928, Sibiu-Brașov-Mangalia, prin București-Băneasa, iar al treilea tren al soarelui a fost Interregio 1994, Craiova, București-Băneasa-Mangalia. Și am zis, ca să nu marginalizăm companiile private, am filmat și un tren de la Regio Călători, Brașov, București-Băneasa-Mangalia. Astea s-au întâmplat evenimentele în iunie 2022. Acum, astăzi este 30 iunie, de mâine începe luna iulie. Va începe, să zicem așa, cu evenimente multe. Voi începe să postez începând de sâmbătă sau duminica aceasta o rută pe care n-am mai abordat-o, ci ruta Caransebeș-Reșița Sud. Mergem acum, ne mutăm în partea cealaltă. Până acum am fost în Muntenia, Oltenia, Transilvania, iar acum ne mutăm spre Banat, Banatul Montan. Iată că descoperim acum alte locuri, altă lume, alte tradiții, alte obiceiuri, și ne mutăm în zona Banatului Montan, adică Caransebeș. Vom merge, prieteni, spre Reșița Sud, și după vom merge către, ne vom duce așa puțin în istorie, în secolul al XIX-lea, și vom merge pe linia Oravița-Hanina, cea mai frumoasă, cum se spune, din România, care nu este linie turistică, doar că este integrată în mersul trenului. Dar, din păcate, este doar o pereche pe zi. Oravița, Anina Oravița. Dus întors. Planuri 2022, vara anului acestuia. M-am gândit ca în iulie, acum, deci să începând de pe 20 iulie, vom merge iar către Ardeal, dar înspre Sibiu. Surpriza mare va fi că vom merge prin Sibiu, pe Valea Oltului. M-am gândit că o să mergem cu trenul, să abordăm și trenul Interregio 1914, Mangalia, București Nord, Sibiu, prin Valea Oltului, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Tălmaciu, Sibiu. Iar de la Sibiu vom face un video din gara Sibiu, s-ar putea și cu drona, noua achiziție, vom face și cu drona, și vom merge pe Valea Hârtibaciului. Surpriza mare că vom merge pe Valea Hârtibaciului cu mocănița. Asta mă gândesc că va fi o surpriză foarte mare, pentru că este o linie turistică, linia turistică Sman-Criscior. Și vom merge cu mocănița, este
Linia este întreținută de o asociație, deci este o linie îngustă pe care mocănița merge. Este întreținută de o asociație numită Prietenii Mocăniței. Așa. Vom face acolo un tur. Chiar când ne vom întoarce înspre București, vom merge pe Valea Oltului, deoarece când ne vom duce către Sibiu, prin acesta interregiu 1914 este de noapte și vom ajunge pe la ora 6, 5, poate, pe Valea Oltului și nu o să prindem cine știe ce, deoarece este încă noapte. Dacă ajungem pe la 4:30-5, vă dați seama că încă este noapte. Așa că, când ne vom întoarce, vom face acest tur Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Piatra Olt, să prindem și de la zona aceea de câmpie oltenească, câmpia oltenească Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Piatra Olt. Și de acolo vom lua tren către București, nord. A doua surpriză pe vara aceasta va fi că vom merge către zona Moldovei. Până acum n-am abordat-o deloc, zona Moldovei, ci vom merge iar prin Ardeal, prin partea, să zicem așa, prin partea estică a Ardealului, prin Miercurea Ciuc, Băile Tușnad, dar până să ajungem la Băile Tușnad vom trece iară pe Valea Jiului, ca să prindem Valea Jiului și pe și vara, să zicem, și vara și să o prindem așa în stil mare, deoarece vara trecută am fost la început și au ieșit două videoclipuri frumoase, doar că nementate, așa, n-aveam multă experiență atunci. Așa că acum mă gândesc vara aceasta să o prindem Valea Jiului cu experiență și să ne bucurăm de peisajul de vară. De la Petroșani vreau să încerc să vedem, să facem și traseul liniei 202 dinspre Petroșani-Deva, Simeria-Deva. După de la Deva ne vom îndrepta către Brașov și de la Brașov spre Băile Tușnad, Miercurea Ciuc, Ghimeș. De la Ghimeș, spunem așa, a treia surpriză este că vom merge pe viaductul Caracău. Viaductul Caracău către Comănești, deci de la Miercurea Ciuc merge pe viaductul Caracău, Ghimeș, Comănești, Târgu Ocna. Târgu Ocna și de la Târgu Ocna vom merge către Tecuci, Galați. Din păcate, linia Făurei, Pogoanele, Urziceni este închisă. A fost închisă vara anul acesta. Nu s-a spus niciun motiv. Din păcate este închisă, așa că ne vom de la Galați vom merge pe partea cu Buzău, Ploiești, Sud, București Nord. Deocamdată astea sunt planurile din vara 2022. Acum să sperăm că le putem îndeplini și că vom ajunge finalizate până în luna septembrie. Deci pot varia programele acestea, nu neapărat vom merge de pe 20 iulie spre Sibiu, spre Valea Hârtibaciului. Pot varia programele acestea. Nu este o dată fixă, dar vara aceasta vreau să îndeplinesc tot ce v-am spus în acest videoclip. Așa că sper că călătoresc unde mi-am propus. Așa că dați un like, apăsați pe abonare, pe butonul de abonare, pe clopoțel pentru că vă notifică de fiecare dată când postez călătorii cu trenul și nu uitați, fiecare călătorie cu trenul este unică. La revedere!